Județul Giurgiu este din nou în atenția organelor legii în ceea ce privește infracțiunile economice. În această dimineață, polițiștii de la investigarea fraudelor Prahova efectuează percheziții pe raza județelor Giurgiu, Ilfov, Prahova și municipiul București pentru documentarea activității infracționale a unor administratori de societăți comerciale. Asupra acestora există suspiciunea că au prejudiciat firmele respective prin săvârșirea unor inginerii financiare, prejudiciul ridicându-se la circa 3 milioane de lei noi.